Cei care s-au născut în zodia leului au o perioadă relativ bună, dar scurtă, respectiv cea legată de tranzitul lunii prin semnul lor zodiacal natal, între 20 și 21 decembrie. Vor fi mai entuziaști, mai plini de speranță, mai încrezători sau, cine știe, poate chiar au un motiv de împlinire, de bucurie, de calm, care îi transformă în niște ființe optimiste, puternice și, de ce nu, autoritare, cum le este felul. Luna plină din ziua de 17 decembrie se leagă de relațiile cu o serie de persoane, instituții sau reprezentanți ai unor structuri, grupuri, fundații care pot să intervină într-un chip benefic în existența lor, cu o ofertă, cu o mână de ajutor, cu un sprijin, cu un sfat, cu o vorbă bună sau chiar cu solidaritate. Este un moment în care se pot face schimburi de idei, de opinii, de impresii, poate fi vorba de stabilirea unor relații noi, de afilierea la o serie de segmente socio-umane care să fie în avantajul acestor nativi, să fie primiți în tot felul de organizații, uniuni de creație, cine știe, partide și alte variante, care la un moment dat pot să aibă și o conotație vag educativă sau ludică, să le facă plăcere, să-i distreze, să creeze pentru ei o alternativă la monotonia vieții de fiecare zi. În sfârșit, ar mai putea fi vorba și de niște ipostaze care privesc viața sentimentală, aventurile, dar în această latură mai avantajați sunt bărbații, care sunt mai predispuși să facă experiențe, noi cunoștințe, să își testeze personalitatea, virilitatea sau capacitatea de a fi seducători oricând și oriunde. Pentru asta nu se vor da înlături de la cele mai stranii comportamente, inițiative sau soluții ingenioase. Pot să intre pe coș, dar nu în chip de Moș Crăciun, ci de iubit care dorește să-și răpească iubita, nu o să o scoată pe coș, dacă el aterizează în casă și o găsește și aceste de acord vor pleca de mână pe ușe undeva în lumea largă. Ciudățenia, neobișnuitul, stranietatea, plăcerea de a șoca, de a uimi, este una dintre formele pe care nu odată cei născuți în zodia leului le adoptă pentru a face impresie, repede, puternică și definitivă. Pe 21 decembrie, în afara momentului astronomic al solstițiului de iarnă, pentru acești nativi se mai pune problema, oarecum mai delicată, a intrării soarelui în casa a șasea sănătății, în zodia Capricornului, care pentru unii se poate asocia cu probleme osoase, cu secvențe medicale în care echilibrul mineralelor și mai ales al calciului în organism să joace un rol important. Atenție în general, indiferent de sex și vârstă, cu privire la integritatea oaselor, este de evitat într-o astfel de perioadă să se dedice unor sporturi prea periculoase, mai ales dacă n-au condiție fizică, antrenament, pregătire și exercițiu. Există riscul unor entorse, fracturi, lovituri, traumatisme sau tot felul de afecțiuni ale membrelor, în principal inferioare, sau în ansamblu al scheletului osos. De acum încolo, timp de 4 săptămâni, soarele le poate șubrezi echilibrul psihofiziologic și prin alte tulburări cu ecou neurovegetativ, digestiv, hepatic sau la nivelul unor reacții mai subtile. Chiar dacă este vorba de epidermă și de alergii, mecanismul este unul care trebuie căutat în genetică, într-un factor moștenit sau într-o șubrezire a sistemului imunitar.